Recent renovat și modernizat, căminul pentru persoane vârstnice de la Mironești, județul Giurgiu, este puțin solicitat de beneficiari. În prezent, de serviciile centrului beneficiază doar 40 de persoane, iar în ultimile 3 luni doar 6 beneficiari s-au prezentat la Mironești, în timp ce în alte județe locuri libere nu se mai găsesc decât în centrele private. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a transmis informări către toate primăriile județului cu privire la oferta centrului și condițiile de admitere, solicitând totodată autorităților locale să se implice în identificarea potențialilor beneficiari. Însă, până în prezent, cererile sunt la fel de puține. În alte județe, centrele pentru persoane vârstnice nu prea au locuri disponibile, existând locuri disponibile doar în căminele private. La Centrul pentru Persoanele Vârstnice Mironești sunt locuri, dar nu sunt solicitări. Centrul, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, oferă condiții foarte bune pentru persoanele vârstnice, întrucât în acest an au fost finalizate, printr-un proiect cu finanțare europeană, lucrările de extindere, modernizare și reabilitarea acestui centru rezidențial. Toate spațiile au fost adaptate nevoilor persoanelor vârstnice. Costul lunar al întreținerii unui beneficiar în centru este de 1360 de lei, bani care pot fi achitați din pensie, fără a-i se reține persoanei vârstnice mai mult de 60% din pensie, iar restul reprezentând contribuția Consiliului Județean. Pentru admiterea în centrul de la Mironești, trebuie să se contacteze Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, de unde se pot obține amănuntele necesare.